Sper tare mult să meargă, fiindcă eu aș vedea asta nu neapărat ca un succes personal, sigur că e o mică parte și din asta, de fapt că uite că se poate. Uite că se poate. Există suficient de mulți oameni în România care știu să identifice un brand bazat pe ceva, cu substanță în spate, cu principii în spate. Asta este mai mult decât orice. M-ar bucura așa în sufletul meu de copil, să zic așa, că ar fi validarea că mulți alți oameni ar putea să facă asta cu sos de izbândă. Asta m-ar bucura enorm de mult, să valideze practic piața că uite, poți să fii corect și drept și toate cele și totuși să meargă foarte bine. Asta m-ar bucura, asta așa, încă o dată, în sufletul meu de copil, de naiv, de ce vrei tu. Fiindcă dacă arăt că pot într-adevăr să am succes cu afacere de genul ăsta, cred că ar deschide multe porți pentru multă lume care vrea să facă la fel, chestii deosebit de interesante, de calitate, fără să-și calce pe principii. Dar momentan sunt atât de puține exemple. Da. Asta e chestia. Ok, zi-mi, te rog, zi-mi 5. Zi-mi 5 afaceri de genul ăsta pe care tu le-ai văzut, antreprenoriale, care au crescut de la zero, care au făcut ceva deosebit. Nu contracte cu statul, nu tot felul de manevre, nu tot felul de circunstanțe dubioase și așa mai departe. Nu, arată-mi pe cineva care a început și a făcut și a adres și apoi ușor, ușor a crescut și eu nu prea cunosc. Da. Și mă uit absolut non-stop la chestia asta. Vreau să văd mai multe modele și tot. De fiecare dată când ascult interviul, sunt așa, zic cum ai început, zic cum ai făcut, ok. Ah, primul milion este greu, ok, nu, dar zi-mi acel milion, cum anume? Cum ai ajuns să-l faci? Mă rog, a fost greu, dar după aia a fost mult mai ușor. Prietene, zi-mi cum anume. Repet, ascult ca disperatul cât mai multe interviuri și chestii de genul ăsta ca să văd modele de succes pe care le pot emula. Și când am auzit, chiar am avut prilejul la un moment dat să întreb pe cineva, cum de-ați crescut? Am văzut că de la un an de zile ați crescut de la 1 milion de euro cifră de afaceri la 3 milioane de euro cifră de afaceri. Cum ați reușit să faceți asta? Cum a fost procesul? Ce s-a întâmplat? Cum ați crescut? Și omul răspunde, antreprenorul principal, fondatorul, zice, organic. Păi cum? Adică cum, frate? N-ai cum. Organic.